Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră la 2014 și abar n-am de ce vorbesc așa de repede. Însă, ultima oară am bătut Manchester United cu 5-0. Umilința a fost rescrisă și am bătut încă o dată cu 5-0. Și urmează un meci cu Stoke City. Stoke City care se află pe locul 13 și au chiar 13 puncte. Asta e destul de groază, locul 13 și 13 puncte. Asta sper să nu ne țină ghinion. Echipa era aceeași ca și ultima oară. Anișebe, Kone și Deulofeu, Gibbon, e ok echipa. Sper să joace cum au jucat și cu United, cu dăruință și să da multe goluri. Dacă se poate vreo 2-3 ca să-i calmăm pe cei de la Stoke City, care era pe Crouchy, însă un jucător destul de bun, însă mare parte înalt. Și dacă în FIFA ești înalt, atunci automat și strength. Și dacă în FIFA ai strength, cum ești cazul lui Anișebe, atunci automat ești bun. Hai să dau esc mai repede. Meciul începe și Stoke City au luptura de start. Anișebe deja se pregătește la mingea. Sunt zvonul care spun că Anișebe poate mânca Pepe cu urechea. Pentru că este puternic și storcește cu urechea. Însă nu știu dacă e adevărat. Acum Walkerson pasă către Jerome. Centrează bine. Apără Sirigu. O primă ocazie aceea la Stoke City. Sirigu a intervenit foarte bine. Merge la Barley. Barley până dă pase. Barley mai stă 10 ani. În numără 10 la picioare cu mâna și mai stă atunci de dă pase. O să recuperăm prin Barley din nou. Barley către Deulofeu. Deulofeul. Deulozeul pasă foarte bună către Barley din nou. Barley acolo Anișebe. Către merge mingea. Anișebe în careu. Prea foarte bine. Anișebe blocat. Kone. Ce dracu ai făcut, Kone? Tu iei mingea și o duci în aut. Nu contează, am avut o primă ocazie. Merge Coleman către Anișebe. Se dă faul și este penalti. Penalti, nu? Nu, este faul chiar de la magia care, din păcate. A centrat Baines. Baines centrează către Anișebe. Mingea de la Alcaraz. Alcaraz către Kone. Combinăm frumos. Barley către Fellaini, faultat, penalti. Bă, tot nu-i penalti, bă, tu moare proastă, dă-mă penalti mai repede. Bate Baines, o poziție foarte bună. Are șansă de gol, însă Violatici a făcut ceva pe el mai devreme. S-a dat să nu mai fie în formă Baines, vedem. Baines trage bine, abară, ai, Anișebe mai repede. Anișebe, peste poartă. Dublă ocazie foarte mare. Atât al lui Baines cât și al lui Anișebe. Și din fericire pentru Stoke City, scorul rămâne 0-0. Fellaini amortizează mingea cu pletele alea care le are în cap. Deci nu se poate mișca mingea când cade pe capul lui. Atât de ziua este Fellaini. Acum Kone. Kone spate către Baines. Baines, Gibbon, maimuța umană. Către Kone. Din nou la Gibbon, maimuța umană. Dar cum colo așa să spun? Când mingea de la Gibbon, o să spun maimuța umană. Pentru că chiar e și maimuța umană. Ah, Peters intervine acolo foarte bine și prinde mingea. Mingea acum este la Walter. Walter White din Breaking Bad. Foarte bine să Alcaraz intervine. Alcaraz a jucat bine. L-a înlocuit pe Manga. Nu exact cum trebuie, dar joacă bine uneori. Și asta îmi place, stai că sună telefonul, BRB. Da. Nu mai merge nimeni? Ah, bine. Bine, dacă mai ai ceva mă sun. Cam asta a fost fotbalul pe azi. În realitate e pentru că aparent nu mai merge nimeni pe teren. Bă, cum să le fie frig, mă? Sunt 20 de grade afară și lor le este frig. Apoi am jucat în tricou afară și în chiloți. Și chiar o să fac dacă merg afară, dar lor le este frig, aparent. Fellaini către Coleman. Coleman către Deulofeu. Deulofeu. Fantastic Deulofeu! Intră careu! Deulofeu! Apără! Băi, Deulofeu, ești prost, dar înghiți nas. Înghiți nas, da, în timpul liber. Asta face Deulofeu, înghite nas. Nu știu ce logic are această frază. Însă nu m-am gândit la o insultă mai potrivită în acel moment. Să avem o ocazie mare. Stoke City rezistă cu greu împotriva atacului incredibil lui Everton. Sper că așa va fi până la final. Din nou Deulofeu. Din nou către Barley, foarte bună pasea. Coleman în care... Bă, centrează mă, Coleman în vieții. Centrează mai repede. Hai, Alcaraz câștigă la cap, bine. Fellaini are spațiu. Fellaini către Kone în curul ăla. Băi, Kone, dacă ești îndrăgostit de ăla și vrei să te bași cuțite în cur, nu trebuie să dai mingea în cur. Hut.
Rămânem în presiune, rămânem sus, Peters către Knightley. Kieran Knightley ăsta, acea actriță, care îi știu numele, dar nu știu fața, dar mai auzit de ea oricum. Pase deviată și am scăpat fața asta. Mingea merge în margine către Deulofeu, fantastic, Deulo, zeul. Și acum, către... către... băi, Cone, mă, băi, Cone, dacă vrei să faci spagate, fă în timpul liber, nu că să dai minge. E incredibil. Ce, cât de retardat să fii să dai halul ăla? Cât de retardat să fii să dai halul ăsta? Uitați. Niciodată am văzut în viața mea vreun șut de genul ăla. Pase bună. Gibbon violat. Mai mulți au mai fost violată de către acel om. Acum e la Jerome. Jerome trece foarte bine întrecareu. Jerome are spațiu. Jerome. Încă o trecere. Jerome întrecareu. Un om cu portarul. Apăr Sirigu. Intervenție excepțională. Poarta este goală aproape pentru că Sirigu doarme. O să respinge prin Fellaini. Se dă faul pentru că tumoarea este la datorie. A avut ceva Stoke City o fază de poartă. Trebuie să scriem cât mai repede în a doua repriză. Pentru că acolo s-a cheiat prima repriză. Posesia a fost a noastră, am avut multe ocazii, dar din păcate nu am profitat de ele. United conduce cu 2-1 West Bromwich din păcate. Chelsea conduce cu 2-1 Southampton din păcate. Nici un rezultat care ne-ar avantaja în rest. Vedem posesia, 6 șuturi, 2 pe poartă. Nu, 1 pe poartă. Am dominat, dar din păcate n-am reușit să ne impunem în screen. Acum Fellaini către Anishibi. Anishibi către Gibbon. Urcă foarte bine acolo Baines către merge mingea. Baines centrează bine către Anishibi. Păcat Anishibi că n-ai și tu cap. Acum Fellaini a scris un gol extrem de frumos cu United. Poate și astăzi va fi același fel. Încerc să fac spațiu de șut cu el. Însă sunt trei adversari lângă ăsta pase. Maimuța umană, e mai prost ca o maimuță. Băi, Gibbon, mă dezamăgești în continuu, tu mă. Iată, nu poți să ia mingea nici lui ăla măcar. Nici lui Walter White. Iată, Gibbon. Poarta în partea cealaltă, Gibbon, dacă nu știai. Bă, doamne, Gibbon, am glumit până acum, dacă acum chiar ești prost. Mingea merge la Anishibi, care a făcut schimb de părți cu Kone, din câte văd. Kone a trecut pe centru, nu știu de ce, că nu l-am cerut asta. Probabil Kone a zis, dacă nu mă las pe centru, tai un iubit al tău, pentru că nu poți să tai direct pe Anishibi, pentru că Anishibi e țigan. Kone pierde. O să recuperăm prin Gibbon, care pierde și el la rândul său. Bă, dar în ce drău, Gibbon? Cred că e mai muță. E mai încet decât o mai muță. Bale are spațiu. Dă către Anishibi. Anishibi se întoarce. What the fuck? Adio, Shaw Cross. A intrat la rupere, o să mori câteva zile. Te va tăia Kone și cu Anishibi, te vor tăia împreună. Să spui ce felie de salam vrei să devii. De la Sinaia uscat. Ce salam vrei să devii că te facă ăștia Anishibi cu Kone, o să te facă salam. Și facem 58, scorul rămâne 0-0. Avem nevoie de goluri. Și echipa mea nu înțelege asta. Haide Fellaini, tu ești baza. Haide Berli. Haide Gibbon, maimuța umană. Gibbon pasă bună, Baines către Kone. Kone către Baines și el, așa trebuie să jucăm. Baines mai ar putea și iese în out cu mingea. E prea prost pentru golul ăsta Baines. Vede că are inelul și se crede șmecher. Pase bună. În apărare nu prea am avut probleme astăzi. Însă în atac, în atac n-am putut face multe chestii, precum să-l violăm pe portarul ăsta, pe Begovic, pentru că este o bestie. Sunt zvonuri care spun că Anishibi poate munta munții cu scuipatul, dar doar unii cred aceste zvonuri, inclusiv eu. Acum Knightley. Knightley către Wilson. Wilson în spate către Kone. Ah, dacă recuperăm acolo. Bine, bine. Urcă Kone, urcă. Băi, băi Fellaini, ai cumva schizofrenie acută? Cum să nu-l vezi pe Kone că scăpa acolo singur? Sau ți era frică că te taie și de-ai zis nu-l pasă cu el? Cum mă taie dacă l-au greșit? Și-a dat greșit, cedează bine. Diouf, asta e Diouf, mă? L-au transferat pe Diouf, e super bun Diouf. Dacă e Diouf ăla de la Hanovra sau de unde dracu e. Sirigu apără. Diouf apără Sirigu încă o dată. Da, e Diouf de la Hanovra, cred, sau din Germania oricum. Asta mă enervează pentru că e foarte bun Diouf. Mai ales la Ultimate Team. Baines scapă, dar pasă sa este de căcat. Ca și el, Kieran Knightley. Barry, haide mă, haide Barry. Dă-i către Baines. Baines foarte bine către Kone și încă un out. Hai că mergem așa până la poartă la aici, pentru că facem penalti. Bă, dar nu mai țineți marcaj, idioților. Așa, dă-i lubă ăsta. Centrează bine, însă resping din fața porții.
Și acum Diouf e foarte rapid și foarte puternic Diouf. Și foarte bun și la cap, e un atacant complet aproape. Etherington. La fel de complet ca și Anișebe. Și asta se recuperează Bochetti acolo foarte bine. Anișebe, du-te în careu câte o mărbătaie. Du-te în careu Anișebe. Du-te în careu Anișebe. Către Deulofeu, băi, ce centru. Iată-l pe Berli, mai prost ca Tasu când sare să o bată pe măsa cu pumnul. Că Tasu face rezing când o bate pe măsa și de-aia. Berli, pasă foarte bună. E în careu Cone. Către Deulofeu. Gol! Deulofeu. Superbă fază. Pase genială. Deulofeu era în careu. Și iată, dar ce pase? De ce nu poate da pasea? S-a blocat când a dat pasea, nu știu, nu pot vedea pasea aceea care a dat-o prima oară. Însă o pasă genială a lui Baines și gol decisiv al lui Deulofeu. Cum? Anișebe. Anișebe la balon către Deulofeu din nou. Încă o pasă de aia vreau. Fellaini cred că a dat pasea aia. Încă o pasă de aia Fellaini. Nu așa mă Fellaini. A dat și o pasă bună și acum crezi că e zeul Pirlo. Se cheie meciul, nu mai contează. Am bătut Stoke City cu 1-0 după pasă genială, dar nu știu, n-am putut să văd pasea, nu știu de ce n-am putut să văd pasea. A dat Fellaini de la centru. O pasă perfectă către Baines. Și nu către Baines, către Deulofeu. Am multe ocazii, în sfârșit am bătut cu 1-0. 3 puncte meritate, iată, i-a pus mâna pe cap la Alicevelu ăla. Vrea să-l bage cu capul în bară, cred, de frică. Că era frică lui ăla. Și după aceste 3 puncte, iată că United a câștigat și ei, City a câștigat și ei. Urmează un meci în semifinale cu Everton. Un meci extrem, extrem de greu. Stai, Roger, că dacă îți dau un pumn, scuipi dinții tăi. S-a apropiat Anișebe să dau un pumn. Și sunt vorba care spun că atunci când Anișebe dă un pumn, se produce un cutremur de 7 grade magnitudine. Data viitoare urmează un meci extrem de interesant cu Arsenal în Capital One Cup. Am trecut în Capital One Cup numai la penaltiuri până acum. Oare cu Arsenal va fi la fel? Sper că nu. Sper să-i batem un meci să câștigăm. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like, chiar înseamnă mult pentru mine, și să vă abonați, iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!